vorbi puțin despre simptomele disbiozei, acest dezechilibru al microbiomului. Ați putea să ne dați mai pe larg mai multe detalii despre simptome? Da, aici ar trebui să ne referim strict la o locație, pentru că simptomele disbiozei vor depinde de locul în care este prezent acest dezechilibru. De asemenea, pot varia tipurile de bacterii care nu sunt în echilibru. Și știm că cele mai importante bacterii sunt firmicute și bacteroidete, spre exemplu, la nivel intestinal mă refer acum. Dar ca să revenim la simptome, principalele simptome pe care un pacient le poate resimți constau fie în respirație urât-mirositoare, halitoză, cum spunem noi medicii, fie deranjamente stomacale, cum acuză pacienții, fie greață, constipație care persistă pe perioade foarte lungi de timp, indiferent ce mâncăm, greață, dificultate la urinare, diaree care poate fi și post proliferare excesivă de clostridium, cum am vorbit mai devreme, mâncărimi vaginale sau rectale, simple balonări. Uneori poate exista și un simptom mai necaracteristic, să spunem, o durere la nivelul toracelui, erupții cutanate, cred că am mai menționat odată, și roșeața pielii neexplicate, deci nu în legătură directă cu ceva ce am mâncat, oboseală pronunțată care nu trece, probleme de gândire și concentrare, chiar uneori putem merge până la dezvoltarea unui sindrom anxios sau a unei depresii. Practic niște semne care nu sunt neapărat specifice și care ne pot face să amânăm, să ne gândim că am fi bolnav sau că am avea un dezechilibru. Exact. Da, toate simptomele pe care le-am menționat sunt necaracteristice și de multe ori, datorită ritmului de viață modern, nici nu le dăm atenție.